seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. În această seară vom vorbi despre viața și personalitatea în al preasfințitului Iustinian Chira, trecut la cele veșnice duminică. În studioul Informația TV, alături de mine, se află părintele Tiberiu Vălean, parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena III, Satu Mare. Bună seara și bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit! Preot Viorel Pașca, parohia Sfântul Apostol Andrei, Satu Mare. Bună seara și bine ați venit, părinte! Doamne ajută, Doamne ajută! Și colega mea, Mihaela Ghiță. Bine ai venit, Mihaela! Bine v-am găsit și eu! Da, așa cum am arătat în introducerea acestei emisiuni, vreau să vorbim în această seară despre viața și personalitatea în al preasfințitului Iustinian Chira. Sfințirile voastre, dacă ar fi să le spuneți credincioșilor ceva despre în al preasfințitul, ce le-a spune, părinte Vălean? În al preasfințitul Iustinian a fost un om, dar un om care a ajuns mare pentru că a trăit corect față de Dumnezeu și față de oameni. A fost un om cu viață sfântă și din care ne adăpam noi toți ca să putem să trecem peste orice moment greu și să înțelegem mai bine lucrarea preoțească în lume. Iar oamenii care l-au cunoscut întotdeauna au mărturisit că el a fost pentru noi toți un prag de lumină spre Împărăția lui Dumnezeu. Am putea să spunem multe despre înalt preasfințitul Iustinian. Nu putem cu siguranță, noi cei care suntem mult, mult mai tineri decât dânsul, să redăm toată activitatea înalt preasfinției sale de-a lungul vieții. A avut o viață delungată ca un dar de la Dumnezeu. El, de fapt, în afară că a fost episcop al Bisericii Ortodoxe în această regiune a țării, a fost și un martor al istoriei. În el regăsim istoria de un secol al poporului român din aceste plaiuri românești, din nordul țării. În afară că a fost martor al istoriei, a fost cel care a făcut istoria, cel puțin istoria bisericească, a făcut-o foarte bine și astăzi vedem roadele ei. Vedem cum a rezistat biserica în timpul orânduirii comuniste, care a fost prigonitoare a bisericii. Vedem cum el a rezistat în fața tuturor vrăjmășiilor, unor oameni care urau biserica și înlănțeau pe oameni în temnițe și chiar și în aparenta libertate de atunci. Îl vedem cu ochii minții cum îi sfătuia pe mulți, cum să scapi din această strânsoare antisocială de atunci și din necazuri, din suferințe, din boli. El era sfătuitorul celor obidiți și al celor care aveau întotdeauna ceva de cerut de la el. Un sfat bun, un ajutor sau chiar ocrotirea. Pentru că a ajuns să fie respectat chiar și de cei care nu respectau biserica. A ajuns să poată avea un cuvânt și în fața vrăjmașului. Astăzi, când el pleacă la Domnul, noi îl însoțim cu rugăciunile noastre și suntem convinși că de acolo mai mult bine ne va face prin rugăciunile în preasfinției sale, ca un mijlocitor permanent în fața lui Dumnezeu pentru noi cei păcătoși. Da, părinte Pașca, foarte frumos ne spune părintele Văleanu, a fost un martor al istoriei, a făcut istorie. Cum l-ați văzut, maestro? În primul rând, îmi exprim regretul că ne despărțim, așa precum mulți au spus, de un sfânt viu pe pământ și care în timp se va transforma într-un adevărat sfânt care a trăit pe pământ și a desfășurat activitatea preoțească, călugărească, arhierească și a fost întâi stătătorul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului. Credincioșii noștri aud
În fiecare duminică și sărbătoare, la fiecare sfântă liturghie, că noi preoții ne rugăm pentru episcopul nostru sau episcopii noștri. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Iustinian, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, bine umblând și făcând poruncile lui Dumnezeu. Credincioșii noștri știu că noi preoții suntem conduși de episcopul episcopiei. Episcopia noastră se numește a Maramureșului și Sătmarului. Prima responsabilitate în bunul mers a tuturor credincioșilor dintr-o episcopie îi revine episcopului. El are plenitudinea asupra tuturor slujbelor, asupra tuturor preoților și prin sfaturile sale, prin îndemnurile sale, preoții își fac datoria, își fac misiunea preoțească în fiecare cătun, în fiecare sat, în fiecare comună, în fiecare oraș. Iar acum, când înalt preasfințitul episcop Iustinian se desparte de noi, cu un ochi vărsăm lacrimi de părere de rău, dar parcă ne vine cu un ochi să râdem de bucurie că sufletul înaltului Iustinian va ajunge în lăcașurile drepților, acolo unde va primi răsplata cea bună după misiunea, după conducerea episcopiei și a tuturor credincioșilor la mântuire. Da, Părinte Pașca, foarte frumos spunea înalt preasfințitul Iustinian Chiroa, dincolo de pragul morții mă așteaptă stăpânul meu, Domnul și Dumnezeul meu, Iisus Hristos. Vom discuta despre citatele rămase în urma înalt preasfințitului, dar nu înainte să-i dăm cuvântul și Mihaele. Mihaela, știu că ai pregătit un material pentru informația zilei de mâine. Ce te-a marcat în documentarea ta? Mărturisesc că eu nu am apucat prea mult să văd din activitatea înalt preasfințitului Iustinian Chira. Probabil chiar la începutul activității mele jurnalistice am reușit să mai prind câteva sfințiri de biserici la care a participat dânsul. În schimb, așa cum eu, din ceea ce am citit, ceea ce am văzut până în momentul de față, l-aș descrie așa, cu acea alură voievodală, simplu la vorbă și la port, pentru că a fost în pofida funcției pe care a avut-o, cea de îndrumător și al episcopiei, a fost de o simplitate ieșită din comun. Și spunea părintele, foarte frumos, părintele Pașca, exemplu foarte mulți preoți de... Eu cred că preasfințitul, în momentul în care a depus voturile monahale, le-a sădit în inimă și acolo au rămas și le-a lucrat și a făcut să rodească tot ceea ce el a făcut în momentul în care a ales această cale. Eu sunt convinsă de lucrul acesta și s-a văzut în toată lucrarea pe care dânsul a făcut-o de-a lungul vieții sale. Iar cât ce pomenea Părintele Pașca, că în biserică așa este, se pomenește la Sfânta Liturghie, preoții se roagă pentru întâi stătătorul țării, pentru episcopul nostru, dar
nu știu, acum, în care dintre articolele pe care le-am citit, tot așa am aflat că preasfințitul, un alt preasfințitul, Iustinian Chira, zi de zi, în fiecare dimineață, când se trezea, se îndrepta spre fereastră în rugăciune și binecuvânta pe toată lumea. Toate profesiile, pe toți oamenii, de la brutar, de la învățător, de la profesori, medici, pe toată lumea binecuvânta, dădea acea binecuvântare pentru toată lumea, pentru fiecare zi. Cine, nu știu, e o bucurie pe care o simt să știi că cineva se roagă pentru tine. Eu lucrul acesta îl simt, că nu da. Te simți singur, știi că cineva în lumea asta se roagă pentru tine și preasfințitul Iustinian Chira asta a făcut. Mihaela, sfințiile voastre, pentru a înțelege mai bine viața și activitatea în al preasfințitului Iustinian Chira, vă propun să urmărim împreună un material realizat de noi aici la Informația TV, apoi să revenim în studio și să comentăm pe marginea acelui material. În al preasfințitul Iustinian Chira s-a născut într-o zi de duminică și a trecut la cele veșnice tot într-o zi de duminică. Născut în data de 28 mai 1921 în satul Plopiș, comuna Șișești, județul Maramureș, în al preasfinția sa a trecut la cele veșnice duminică 30 octombrie la ora 10:30. M-am născut în ziua de duminică mare, când intra tot preoții în slujbă. Asta mi-o spunea mama. La vârsta de 16 ani își pierde tatăl. Ai grijă de măta. Nu mi-au zis de mămica asta, de mămica ta, asta, de mămucă ta. Nu. Cuvântul sever, foarte serios. Să ai grijă de măta. După 4 ani, în zorii zilei de 12 martie 1941, închide ușa casei din satul natal, iar pe seară intră pe poarta mănăstirii Sfânta Ana din Rohia. Cu haine de lucru, cu hainele de lucru, fără nimerinie, fără bagaj, fără nimic, traistă în umăr, m-am ridicat să plec. Și mama atunci din pat, plângând, a strigat, unde te duci, dragul mame? S-a fost ultimul ei cuvânt, unde te duci, dragul mame? Și sigur că atunci am spus, numai până afară. Nu am spus că plec de venit, nu merg numai până afară. Am ieșit din casă, am plecat din sat. Când am ieșit din sat, m-am oprit, începea să facă ziua, m-am întors cu fața către sat, m-am întors cu fața către răsăritul soarelui, m-am închinat și am zis, amin. Veci niciodată nu mă mai întorc din drum. A publicat 22 de titluri de carte, un volum în colaborare, precum și un număr de peste 150 de studii și articole în reviste de specialitate sau în presa locală. A scris despre biserică chiar și în perioada comunistă. Acestea, domnia ta, sunt două cărți care le-am publicat în timpul regimului comunist. 83. În regimul comunist a apărut acestea. Uite, în timp ce era batjocorită biserică, eu scriu articolul despre biserică. Era iubit pentru că spunea lucrurilor pe nume. Și vedeam de la mie din dormitor cu muncitori umblea cu sacoșa goală și nu găseau bucată de pâine în totul. Și era o... nu vă puteți voi închipui. Și atunci, în timpul predicii, nu m-am putut... să mă stăpânim, spun în fața lui Dumnezeu, am zis, ce crezi că am spus? În 89 iunie, să dea Dumnezeu să ardă scaunul de cel ce înfometează poporul și de cel ce disprețuiește muncitorii. În plin public am spus asta, dar era plin de acolo de securiști în civil și unul. Ce a vorbit între ei? Măi, bate-l Dumnezeu! Vrădicul ăsta ne spune de ne usură pielea, dar n-avem ce face, că e dreptate.
Asta a fost ocupația. Asta a fost, frate. În cărțile scrise despre arhiepiscopul Iustinian Chira se spunea că a trăit ca un sfânt. Unii te laudă că ești foarte bun, altul te laudă că ești foarte rău. Care au dreptate? Nici unii, nici alții. Când ești nici foarte bun, dar nici foarte rău. Omul fiecare e așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Deci fiecare din noi avem cele două categorii. Suntem și sfinți și oameni cu neputință. Moartea aduce învierea și viața veșnică, spunea înalt preasfințitul Iustinian Chira într-un interviu acordat postului nostru de televiziune în anul 2014. Noi nu suntem trecători. Noi ne bucurăm creștini pentru că suntem nemuritori. Aia e cauza bucuriei. Cum te-ai bucuri dacă ai ști că se termină viața în capăt, la mormânt? Ai trăit o lună cu spaimă de moarte. Dar nu e frică de moarte. Pentru că moartea aduce învierea și viața veșnică. Arhiepiscopul Iustinian a vorbit și despre România. Avem o țară, doamnă, care e cea mai frumoasă țară din lume. Și nu ți-o spun numai pentru că sunt român. Și spun pentru că am ajuns la convingerea că cea mai frumoasă țară din lume este țara românească, este România. Asta o spun după la 93 de ani. În 93 de ani, asta e viața care am trăit-o până acum și am trăit cu ochii deschiși. La 95 de ani, înalt preasfințitul Iustinian Chira i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că l-a ajutat să trăiască din plin viața duhovnicească. Ne-am adunat cu inima și cu suflet curat să sărbătorim 95 de ani de viață și împreună vă rog să mulțumiți lui Dumnezeu toți că Dumnezeu m-a ajutat ca să trăiesc aceste 95 de ani și să trăiesc din plin. Am trăit din plin viața duhovnicească. De aceea mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, Maicii Domnului și tuturor îngerilor și sfinților, pentru că ne-a ajutat pe noi, servitorii, slujitorii a lui Dumnezeu, a sfinților și a unui neam între ei. Suntem reprezentanții unui popor evlavios și credincios. Da, simțirile voastre, Mihaela, după cum ați putut observa materialul realizat cu ajutorul colegilor mei de la știri, cărora le mulțumesc, se încheie cu ultima aniversare aici pe pământ a înalt preasfințitului Iustinian Chira. Părinte Vălean? Înalt preasfințitul a zis foarte frumos că a trăit din plin viața duhovnicească. El pentru asta s-a pregătit de când a ales călugăria și asta a și făcut. L-am cunoscut când eram copil, în clasele primare. Și atunci mă uitam la el de jos, așa, cât era de înalt și mă temeam de el. Vedeam în el ceva. Iar îl însoțeam pe tatăl meu care era preot, Părintele Benedict, și cu treburi pe la episcopie întotdeauna, însoțindu-l, așa l-am cunoscut, ca pe un om mare. Îl vedeam cu ochi de copil. Și mai târziu, la seminar, am învățat de la el, de fapt, cum să fiu ca preot. El a fost și cel care, prin care a venit darul preoției asupra mea, din mila lui Dumnezeu, din voia lui Dumnezeu, și am amintesc cu mare bucurie și cu... Am niște amintiri deosebite în legătură cu persoana lui, mai ales din timpul seminarului la Cluj. Serile
duhovnicești care se întruneau în curtea episcopiei, o curte foarte bine păzită și de îngeri și de vrăjmași, mă regăseam în cuvintele înalt preasfinției sale. Era tot ceea ce ne putea oferi atunci, în acel ceas, unor copii care căutau să descopere pe Dumnezeu mai mult decât alți oameni și învățau asta de la cineva care îl descoperise de mult și avea un dar deosebit și al rugăciunii și al păstoririi sufletești. Se apropia foarte mult de noi. Noi eram, cum bine spunea el, frățiorii lui. Îmi amintesc un episod din anul 1987, când a fost în pelerinaj la Sfintele Locuri în Israel și în alte câteva părți frumoase, cu momente deosebite pentru preasfinția sa. Îmi amintesc că a intrat în clasa mea de seminar cu o rodie în mână. Noi nu mai văzusem asemenea fruct niciodată și că asta e singura care am adus-o, am venit să o împart cu voi. Vă dați seama cât ce amintire frumoasă mi-a rămas atunci în minte și o port în inima mea și acum, nu o să uit niciodată. Noi eram frățiorii lui și sunt convins că rămâne frățiorii lui și în ceruri. Așa cum îi plăcea să spună, ne va aștepta pe toți la poarta raiului. Și dacă cumva cineva va fi refuzat, se va lupta pentru el. Ei, asta e un lucru, un mare dar din partea unui ierarh care se luptă pentru frățiorii lui, mai mici, preoții, pe care îi îndruma și îi trimitea în misiune să-și facă datoria față de popor. Da, Părinte Pașcă, l-am auzit pe înalt preasfințitul Iustinian Chira spunând că nu se teme de moarte, că... Și tocmai de aceea am ținut să încheiem materialul prezentat înainte cu ultima aniversare aici pe Pământ la 95 de ani. Materialul, așa cum ați văzut, începe cu nașterea, s-a născut într-o zi de duminică la ora 10 și a murit tot într-o zi de duminică la ora 10 și jumătate. Cele pe care le-am văzut, ne dăm seama că în alpreasfinția sa a fost într-adevăr omul lui Dumnezeu. Când s-a uitat la tine, te-a pătruns, te-a cunoscut, avea un semn la un ochi și dacă ai văzut semnul acela, ți-ai dat seama că preasfințitul vede totul în tine, și bunătatea, și răutatea. Avea un crez de viață puternic. Iată ce scrie acolo. În al preasfinția s-a adus o viață de sfânt și avea credința și certitudinea, așa precum a spus-o. Iată, eu voi sta la poarta raiului. Deci știa de aici, de pe pământ, că va ajunge în rai. Doamne, ce frumos și bine ar fi ca toți dintre noi să putem spune lucrul acesta. Și vă voi aștepta și pe voi, așa precum Iisus a spus după înviere, iată, eu mă duc și vă voi pregăti și vouă loc acolo unde mă duc, în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția Tatălui meu. Deci, în al preasfinția sa, din cuvintele lui, din faptele lui, din viața lui, a avut o viață sfântă aici pe pământ. Deci iată, se poate trăi și în sfințenie pe pământ. A depus cele trei voturi monahale. Aici trebuie să despărțim călugăria de preoție. Deși mână în mână îl preamăresc pe Dumnezeu și pregătesc sufletele credincioșilor pentru mântuire. Dar
cele trei voturi, dacă sunt respectate de cei care intră pe poarta mănăstirii, ajung sfinți. Ascultarea necondiționată, sărăcia de bunăvoie și castitatea, trăirea în feciorie. Ei, puțini sunt din aceia care pot să le ducă la bun sfârșit pe acestea trei. Dar vreau să mai adaug că cei care intră pe poarta mănăstirii și vreau din tot sufletul lor să fie călugări, aceia trebuie să lase pe tatăl, pe mama, pe frați, pe surori, țarini, pentru numele lui Dumnezeu. Iar cine fac așa ceva, însutit vor primi și viața veșnică vor dobândi. Aceasta a fost viața înalpreasfințitului Iustinian, viață trăită în sfințenie pentru sufletul lui și pentru sufletele tuturor credincioșilor din toată Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului. Frumos a spus dumneaei că întotdeauna un adevărat rugător către Dumnezeu se îndreaptă spre răsărit cu fața și se roagă pentru tot poporul și pentru toți credincioșii, pentru toate sufletele care au fost date în păstorire. Așa a făcut înalpreasfinția sa. Da, Mihaela? Înalpreasfințitul a fost înerâdit. El a considerat că printre talanții pe care i-a primit de la bunul Dumnezeu a fost și dragostea de carte. Și într-unul din interviurile pe care le-am citit în revista Poesis, o revistă care este publicată de Informația Zilei, am găsit un interviu unde povestea despre această dragoste pentru cărți, pe care a avut-o din copilărie. A avut și o carte care i-a fost foarte dragă și o ține aproape de inima lui. Chiar spunea că o are, era vorba de Geniu Pustiu, de Mihai Eminescu, și a rămas foarte atașat de această scriere eminesciană pe care a avut-o în biblioteca mănăstirii Rohia. Iubirea aceasta pentru cărți o relatează și prin faptul că în copilărie povestea el că nici măcar la lampă, nici măcar la bec, nici bec, nici lampă, ci la lumina dată de la focul din vatră citea cărți. Iar când mergea unde era trimis de părinții lui, fie cu animalele sau cum era la țară, cum creșteau copiii, își punea câte două, trei cărți cu el și citea. Cât timp era plecat, citea. Și de aici se vede și cum a dezvoltat biblioteca mănăstirii numărul mare de cărți. El a fost un om foarte bine citit, foarte bine documentat și și-a exersat scrisul. Și dacă îmi permiteți, am să redau puțin din ce povestește dumnealui. Cu permisiunea dumneavoastră. Deci am iubit cartea, citeam, de exemplu păzeam vitele, dar niciodată nu puteam pleca de acasă fără ca să-mi pun două, trei cărți în traistă lângă merinde și cărți simple, cărți de școală, pentru că mă interesa totdeauna tot ce s-a scris. Scrisul este cea mai importantă creație a omenirii. În scris s-a reușit să se păstreze spiritul omenirii. Acesta este cel mai teribil lucru, scrisul. Și o spun cinstit. Este firesc ca oricare dintre noi care avem o minte limpede să fim atașați foarte puternic de carte. Am aici atâtea cărți și trăiesc ca și cum aș întâlni cu toți învățații. Eu nu mă simt singur niciodată. De multe ori, voi sau mulți intelectuali suferă de singurătate. Eu vă întreb, ce-i aia? Nu există singurătate numai pentru un om care, din păcate, are orizontul extrem de strâmt.
Și spune mai departe, nu există singurătate în primul rând pentru că există Dumnezeu. Și noi nu putem să declarăm că suntem singuri. Suntem totdeauna asistați de Dumnezeu. Suntem asistați de îngerii care ne înconjoară, suntem asistați apoi de societate. Iar eu chiar dacă stau aici sau la episcopie sau în camera mea de aici, eu trăiesc în mijlocul întregii omeniri. Nu trăiesc singur. Eu trăiesc în unison cu omenirea întreagă. Inima mea bate în același ritm cu inima întregii omeniri și cu inima lui Hristos, care are și el o inimă omenească. Asta spunea dumnealui în acest interviu extraordinar, vorbind printre altele și de părintele Nicolae Steinhardt și faptul că a ales să își petreacă viața și după aceea să îmbrace haina monahală la Mănăstirea Rohia, într-un interviu pe care îl acordă cu referire și la prezența părintelui Steinhardt la Mănăstirea Rohia, a făcut și aceste mărturisiri privind dragostea dumnealui față de cărți. Ceea ce denotă că și dintr-un om simplu, maramureșan simplu, cu o voință și cu o trăire și cu o credință puternică, poate să devină chiar și om al scrisului, adică scriitor, așa precum a devenit și în al preasfințiasă. Părinte Vălean, foarte frumos spunea părintele Pașca, o lăsa omul pe mama și pe tatăl său și îi va urma. La 16 ani, în al preasfințitul, rămâne orfan de tată. Cu toate că de pe patul de moarte tatăl îi lasă poruncă să aibă grijă de mama lui, după cum singur ne spune în al preasfințitul Iustinian Chira, după 4 ani de la moartea tatălui, mai exact în 2 martie 1941, a plecat de acasă lăsându-și mama singură și nesocotind oarecum porunca primită de la tatăl lui. Cum explicați dumneavoastră această plecare? A fost mai puternică chemarea decât dragostea de părinți? Știm că atunci, în perioada aceea, copiii ascultau de părinți. Nu era mai diferit decât acum. Trebuie să fim convinși că în al preasfințitul atunci a simțit chemarea lui Dumnezeu spre o viață monahală. Să știți că viața monahală, după cum el însuși mărturisea, nu e o viață pe care o putem trăi fiecare. E un dar de la Dumnezeu. Viața monahală e o chemare specială din partea lui Dumnezeu. El n-a făcut altceva decât să-și urmeze această chemare dumnezeiască. A lăsat pe mama lui, dar n-a lăsat-o de fapt, n-a părăsit-o. Mai târziu se va vedea în biografia al preasfinției sale că n-a părăsit-o, ci a purtat de grijă. Dar acea purtare de grijă a fost de cu totul altă natură, a fost mai mult spirituală, pentru că noi știm că Dumnezeu până la urmă tuturor ne poartă de grijă cu rugăciunile lui, cu viața pe care și-a ales-o. El a purtat de grijă mamei sale întotdeauna. Dar mai târziu, cu adevărat, el a făcut multe lucruri pentru neamul lui, pentru familia lui, care a rămas acolo în sat. Mama n-a rămas până la urmă singură, avea nepoți, avea rudenii din amândouă părțile, și ale soțului și ale neamului personal. Dar el, în primul rând, a căutat să urmeze chemarea lui Dumnezeu. El a simțit o chemare specială pentru viața monahală. Viața monahală nu e un scop în sine, ci e doar un instrument ca să ajungi la o desăvârșire spre care ne cheamă Dumnezeu și care de-abia așteaptă să ne ofere ca noi să ajungem să devenim lumină pentru poporul credincios. Așa Părinte a făcut Vălean, așa cum l-am auzit în acest material cu vocea gâtuită de emoție, ne-a spus, m-am trezit așa dimineața, ușor să nu o trezesc pe mama, și cu hainele de lucru, fără merinde, fără bagaj, m-am ridicat să plec. Iar mama a strigat plângând, unde te duci, dragul mamei? Ăsta a fost ultimul ei cuvânt, unde te duci, dragul mamei? Și i-am răspuns, numai până afară, nu i-am spus că plec definitiv. Dacă ar trebui să interpretăm exegetic această vorbă a dumneavoastră al simțitului, numai până afară, ce ar fi însemnat? A ieșit din lume, de fapt. În afară de lume.
A se călugări, omul înseamnă iese din lume, moare pentru lume. Dar moare pentru lume în sensul că nu părăsește lumea din punct de vedere material, ci din punct de vedere spiritual. Nu mai urmează o cale a lumii obișnuite pe care o trăim noi. El urmează o cale dumnezeiască, iar această ieșire din casă, numai până afară, poate a fost un cuvânt să-și protejeze mama, să nu o îngrijoreze prea tare, dar el de fapt a ieșit afară din lume, din lumea obișnuită. A intrat într-o altă lume, în lumea îngerilor, a celor care trăiesc, nu cum trăim noi, a celor care trăiesc fără partea materială a vieții, care își... cum să spun, ca să nu mă exprim foarte dur, care își mortifică trupul. Nu mai trăiesc după rânduielile trupului omului de astăzi, ci trăiesc după lumea îngerilor. Cu haine de lucru, fără merinde, fără bagaj. N-avea nevoie de merinde. Hrana era rugăciunea și dorința de a împlini chemarea lui Dumnezeu. Atât mari ambiții i-a trezit în suflet această chemare, încât fără ezitare, cum ați auzit cuvintele, amin, nu mă întorc în veci. Sigur că și-a urmat chemarea credinței. Dumnezeu l-a chemat. Dumnezeu l-a întărit ca să o lase pe mama, așa precum și Iisus de pe înaltul crucii și-a lăsat mama în grija unui apropiat, în grija lui Ioan, și-a zis: mamă, iată fiul tău! Și-a îndreptat privirea spre Ioan și-a zis: fiule, iată mama ta! Și de atunci Ioan a avut grijă de mama lui Iisus, de născătoarea lui Dumnezeu. Iar acea chemare a credinței, sigur că l-a făcut să oferească pe mama de păreri de rău și de lacrimi, dacă îi spunea drept unde merge. Dar chemarea credinței i-a șoptit: veniți, veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Chemare sinceră, chemare puternică, chemarea credinței. Aș putea completa puțin cu un mic citat din cuvântările Înalpreasfințitului, dacă îmi dați voie, vă citez. Spune: în viața mea personală am fost și sunt și voi fi un om ca toți oamenii. De aceea îl respect atât de mult pe om și de aceea nu-l judec, nici pe cel mai mare păcătos. Pentru că toți avem o sămânță a păcatului în noi. Călugăria e o stare ieșită din comun, nu e o stare firească. Dumnezeu n-a avut pretenția ca omul să trăiască în această stare de asceză. Deci monahismul nu e un scop în viață, e un mijloc de viață, niciodată un scop. Deci el s-a folosit de monahism, de călugărie, ca să ajungă la scopul adevărat, acela al desăvârșirii duhovnicești, la care de fapt toți suntem chemați, dar fiecare pe calea lui. El pe calea monahală, noi pe calea viețuirii firești, dar fiecare suntem chemați la această desăvârșire duhovnicească, la această înțelegere suprafirească a voii lui Dumnezeu. El mai mult, noi mai puțin. Da, Mihaela, omul este așa cum l-a lăsat Dumnezeu, spunea Înalpreasfințitul Justinian Chira, fiecare este făcut din cele două categorii, suntem și sfinți și oameni cu neputințe, așa suntem lăsați de Dumnezeu și așa e corect să ne privim. Și a însușit pe deplin tot alegerea pe care a făcut-o. Atunci când a ales să meargă pe acest drum fără cu o singură direcție, nu dus întors, a știut clar, foarte, foarte clar ce trebuie să facă și care este chemarea lui. Și exact așa cum regăsim și în Evanghelie, a lăsat tot. Merindele, ce putea el într-o familie simplă să-și fi pus? Un colț de pâine, ceva, dar nici măcar merindele. Absolut tot. S-a predat lui Dumnezeu așa cum a venit pe lumea asta.
pentru că știa că îl așteaptă Dumnezeu cu merindia lui, da, trupul și sângele lui Hristos. Cu această merinde venim pe lume și cu această merinde plecăm din lume. De aceea Dumnezeu ne așteaptă ca să fim împăcați. Și, da, și determinarea asta a dumnealui se vede în toată viața dumnealui, în toți anii, în toată activitatea. A rămas așa, vertical, integru, din cap până în picioare, ceea ce nu-i deloc puțin lucru. Și mai ales pentru calitatea pe care o a, pentru vremurile pe care le-a trăit, pentru perioadele de grea încercare, să treci războiul, nu? Un război... Exact. Mondial, după aceea perioada comunismului, n-a fost simplu deloc ca să te poți păstra integru și să poți să privești omul în ochi așa fără nicio ezitare. Iar asta se vedea din privirea dumnealui. Acum eu nu mă pretind nu știu cât de bună cunoscătoare, doar din ceea ce am reușit să citesc și am mai aflat așa urmărind activitatea dumnealui. Da, spunea că în perioada comunismului, atunci când biserica era suprită, scria despre biserică. Cum a reușit să facă față acelor vremuri? Cum erau acele vremuri pentru preoți? Înalt preasfințitul avea niște daruri. Eu aș spune că sunt daruri speciale de la Dumnezeu. Cred că de la început a avut niște harisme și a fost tare iubit de Maica Domnului. El avea o mare evlavie la Maica Domnului. Îmi amintesc că povestea că prin anii 50-52, când a fost acel decret cu desfințarea mănăstirilor, el a fost singurul călugăr care nu și-a părăsit mănăstirea, n-a vrut să iasă din mănăstire, a rămas singur în mănăstire. Toți ceilalți au plecat cu ordin de la mai mari comuniști de atunci, cu securitatea, cu oameni care au venit cu armata și au evacuat efectiv mănăstirea. Atât de credincioși cât și de călugări. A fost singurul care a rămas în mănăstire, n-a ezitat nicio clipă, un curaj. În ziua de astăzi am spune că a fost un curaj nebun. Nu, a fost un curaj inspirat de Dumnezeu, ajutat de Maica Domnului, protejat cu adevărat de Maica Domnului și de îngeri, a rămas și oricât au scotocit mănăstirea, oamenii securității din vremea aceea, nu l-au găsit, deși el era în cameră întins pe pat. Și au venit și l-au căutat și nu l-au văzut pe pat pur și simplu. Iar prigoana... Și prigoana a continuat, evident. Mărturisirea făcută de părintele Cleopa în toate suferința și tot ce a trăit părintele Arsenie Papacioc de la mănăstirea Tetiriol. Care mărturisea penal preasfințitul că era mare apărător al credinței. Exact. Da, așa spunea. Au trăit niște vremuri extraordinare. Păi cât au mai reușit să iasă vii din închisorile comuniste? Cum au fost? A fost cumplită perioada aceea și ei povestesc cum s-au ajutat acolo în închisoare. Povestesc și ceilalți cum au reușit să supraviețuiască în pădure, părintele Cleopa. Povestea cum aduce viața a reușit să ducă și cu mila lui Dumnezeu. Și... Da, Mihaela, sfințiile voastre, vom reveni în studioul Informația TV, doar că l-avem în legătură telefonică directă pe părintele protopop Marian Crainic, protopopiatul Carei. Bună seara, părinte protopop! Da, să rămână, bună seara. Părinte protopop, vă rog frumos să dați televizorul încet și să ne auzim în telefon. Încet, da. Da. Părinte protopop, după cum vedeți, noi aici în platoul Informația TV vorbim despre viața și personalitatea înalt preasfințitului Iustinian Chira. Ce ne puteți spune dumneavoastră? Deci, în primul rând, mă bucur pentru această emisiune, chiar dacă sunt trist, pentru că, într-adevăr, odată cu înaltul Iustinian, pierdem o lume. O lume a Vechiului nostru Testament, zicem noi că am trăit în amândouă și, într-adevăr, este o mare durere, dar pentru mine și o mare bucurie că a apucat această vârstă, acești ani și mai ales
a fost cu noi atâta vreme pentru a ne călăuzi și a ne duce, cum se spune, spre limanul desăvârșirii pe care ne-l dorim cu toții. Sigur că înaltul a murit așa cum a trăit, liniștit și sărbătorește într-o zi de duminică, ceea ce este semnificativ. Părinte Protopop s-a născut într-o zi de duminică la ora 10 și a murit într-o zi de duminică la ora 10 și jumătate. Da, în timpul Sfintei Liturghii. Sigur, pentru mine, înalt preasfințitul Iustinian a fost un părinte desăvârșit, dar și un cunoscător, un mărturisitor al istoriei neamului, un mare propovăduitor al credinței, deci într-adevăr a fost unul dintre ierarhii cei mai de seamă a bisericii noastre, a neamului nostru. Sigur că sunt emoționat pentru că niciodată n-am mai făcut o emisiune, să spunem, la telefon. Sigur că l-apreciez și pe părintele Văleanu, care am observat că este în emisiune. Știu că mă va cenzura părintele Pașca, dar totuși, cu multă dragoste și recunoștință pentru un altul Iustinian, doresc să mă alătur și eu și să spun într-adevăr că sunt onorat pentru acest moment și mai ales pentru faptul că putem vorbi în câteva cuvinte despre înaltul Iustinian, care rămâne deci pentru noi înțeleptul, luminatul, echilibratul, omul răbdător, dar și dârs, omul iertător, care știa să stâmpere, care era apreciat, admirat de mase și care într-adevăr era foarte iubit și de preoți și de credincioși. În altul, ce să vă spun, pentru mine... Cum era în relația cu preoții, în relația cu protopopi? Inspira seriozitate, sinceritate, demnitate, mult discernământ, dar era și foarte ferm, totodată fiind bun și, bineînțeles, inspira acea cumințenie sufletească de care se împărtășau toți preoții și, într-adevăr, toți preoții îl aveau la inimă și cred că îl vor avea pentru toate zilele vieților de aici înainte cei care l-au cunoscut. Dar a fost un sfetnic minunat pentru noi. Nu mă mir că a fost sfetnicul lui Nicolae Staihar sau, să spunem, al lui Ioan Alexandru, pe care oarecum i-a călăuzit a multor profesori, studenți, seminariști, dar în special a preoților care îl socoteau cu adevărat părinte desăvârșit. Da, vă mulțumim mult, părinte Protopop, că ați acceptat să intrați în legătură telefonică directă. Da, și eu vă mulțumesc pentru, doamnă Stella, pentru dragostea ce aveți față de biserică, față de toți preoții noștri și mai ales de ideea și crezul că în fiecare sat, în fiecare loc, ca să fie lumină, trebuie să fie un preot și, dacă se poate, un urmaș demn a ceea ce a însemnat pentru noi înaltul Iustinian, ceea ce le doresc și multor ierarhi, ca să se ridice la această demnitate. Și mai ales am văzut la televizor, s-a afirmat acea vorbă de duh înaltul Iustinian: nu vreau să intru nici în rai fără voi. Sigur că și noi vom fi demni, vom încerca să fim demni pentru ca să ajungem în rai, să ne întâlnim cu înaltul Iustinian, care cred că ne va aștepta. Da, mai spunea foarte, foarte frumos părinte Protopop Crainic, spunea înalt preasfințitul Iustinian Chira: rugăciunea are darul de a face să picure în suflet neîncetatul izvor al bucuriei. Da, eu vă aud mai rău, îmi pare rău că nu vă aud așa cum ar trebui, dar oricum mă bucur pentru acest moment și rog pe bunul Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească și sigur că
Înaltul Iustinian pentru posteritate, pentru contemporani, va rămâne într-adevăr la locul de cinste, va avea recunoștința, prețuirea pentru totdeauna, numele îi va fi pronunțat întotdeauna cu venerație și consider că preoții bisericii noastre vibrează și vor vibra mereu de sentimente alese pentru cel care ne-a părăsit acum, adică înaltul Iustinian. Să-l odihnească Dumnezeu în pace, să-i fie țărâna ușoară și Dumnezeu să-i primească jertfa. Vă mulțumim încă o dată, Părinte Protopop, vă așteptăm aici în studioul Informația TV să ne auzim mai bine. Să... Da, că acolo sper să vă aud mai bine. Dumnezeu vă să vă binecuvinteze. Mult. Doamne ajută! Da, a fost Părintele Protopop, Marian Crainic, protopopiatul Carei, după cum bine știți. Discutam aici că s-au scris cărți despre Înalt Preasfințitul. A scris Înalt Preasfințitul cărți, dar s-au și scris cărți despre Înalt Preasfințitul Iustinian. În aceste cărți, preasfințiile voastre, se vorbește de el ca de un sfânt. În ce constă sfințenia în al preasfințitului? Prin viața lui, prin faptele lui, prin credința lui și prin misiunea lui. Din toate acestea reiese sfințenia în al preasfințitului Iustinian. Pentru că ori de câte ori se întâlnea cu noi preoți sau cu dumneavoastră mass media sau cu credincioșii, cu fel de fel de ocazii, sfințiri de biserică, punerea pietrei de temelie la bisericile noi, preasfințitul ni se arăta ca un adevărat sfânt. De aceea, mulți dintre noi l-am numit un sfânt viu. Deși sfinții sunt canonizați numai după ce și-au îndeplinit misiunea aici pe pământ și după ce Dumnezeu le-a chemat sufletele în ceruri. Prin tot ceea ce a făcut preasfințitul, într-adevăr că îl putem numi un sfânt. Eu mi-aduc aminte cu drag... Părinte Protopop, spuneați că punea piatra de temelie acolo unde se construiau biserici. Mi-amintesc că în 2001, dacă nu mă înșel, la Biserica Ortodoxă de pe strada Barițiu, în al preasfințitul, a participat la o slujbă acolo. Din nefericire a fost accidentat de clopot care s-a desprins și... l-a lovit, a căzut pe el. Dacă puteți, dacă vă amintiți, ce s-a întâmplat mai exact acolo și cum de a scăpa dintr-un astfel de accident? Totuși nu e ușor un clopot de biserică. Am fost prezent la acea slujbă arhierească frumoasă. Mi-aduc aminte de orele dinaintea căderii clopotului. A fost o liturghie dumnezeiască. Am fost invitați acolo de către preoții care păstoresc acea parohie, de către fostul prefect domnul Cornel Morar. Mi-aduc aminte cu câtă lumină în suflet și putere în grai și frumusețe în cânt ne-a cântat priceazna "Lăsați copiii să vină la mine", cel care a fost prefectul județului Satu Mare, Cornel Morar. Apoi, mi-aduc aminte cu drag de un colonel în rezervă, Dorin Ardelean, poate că îl cunosc mulți din Sădmăreni, dintre Sădmăreni. A fost cel care cânta atât de frumos și conducea fanfara militară din
municipiu, satul mare din județul nostru. Ei, atunci, acest colonel a înghebat corul bisericii Sfântul Gheorghe din satul mare. Și mi-aduc aminte cât de frumos răsunau cuvintele din cântarea făcută de acest colonel. Bat clopotele în sătmar. Nu ne-am dat seama niciunul din cei care am fost acolo că după puțin timp se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Se spune că niciun fir de păr din capul nostru nu cade fără știrea Tatălui Celui din ceruri. Atunci mi-aduc aminte că frățiorii mei s-au cam ferit de mass media ca să spună câteva cuvinte. Ce s-a întâmplat? Să știe că repede s-a dus vestea. Că de cele mai multe ori vestea rea merge mai repede decât cele bune, veștile bune. Și atunci mi-aduc și acum aminte că l-am compătimit de preasfințitul Iustinian. N-a fost de vină cu nimic. El s-a rugat și în biserică și pentru sfințirea clopotului. Dar după ce s-au terminat rugăciunile, după obiceiul bisericii, se trage clopotul nou sfințit de către credincioși. Ei, n-au fost, am impresia, atenți nici cei care trebuiau să fie atenți. Cineva a început să tragă clopotul puțin mai tare decât trebuia. Și sigur că dacă nu era o piedică, era să se învârte clopotul de jur împrejurul axei. Dar a fost acolo un fier bine pus, iar când s-a forțat nota cu trasul clopotului, a dat în fier, clopotul s-a crăpat și a căzut. Sigur, o schijă, două, probabil l-au lovit și pe preasfințitul Iustinian. Când l-am văzut pe secretarul episcopiei cu preasfințitul în brațe, fugind la mașina poliției și la a salvării, pe toți ne-au necat lacrimile și nici n-am mai știut ce să zicem și ce să credem. Dar am spus și atunci la televiziune că Dumnezeu a văzut tot ceea ce s-a întâmplat. Probabil Dumnezeu ne mai dă și câte o palmă pentru îndreptare. Dumnezeu știe, iar preasfințitul a ajuns la spitalul județean din satul mare, acolo unde l-am vizitat toți care am fost de față la Sfânta Slujbă și ne-am rugat pentru el. Și Dumnezeu l-a ferit, i-a redat puterea, l-au dus la spitalul în Baia Mare, da, și de acolo s-a făcut sănătos. A fost transferat de la spitalul județean din satul mare la spitalul de chirurgie toracică din Maramureș și acolo a fost îngrijit de doctorul Gheorghe Bota, un sătmărean de al nostru, un sătmărean care, deși este un foarte bun profesionist, acum fac o paranteză, nu și-a găsit loc într-un spital din satul mare, face naveta de la satul mare la Maramureș și are grijă de foarte mulți sătmăreni care ajung să se trateze acolo la spitalul de chirurgie toracică din Baia Mare. Și am avut și noi sătmărenii mulțumirea sufletească că un frățior, un consătean de al nostru, un conjudețean de al nostru a ajuns să îl facă sănătos pe preasfințitul Iustinian la spitalul din Baia Mare. Da, cu toate că nu i-am cerut permisiunea domnului doctor Bota să dezvăluie, am avut astăzi o convorbire telefonică cu domnul doctor Bota și foarte impresionat și marcat de trecerea la cele veșnice, ne-a rugat să-i respectăm doliu. Se pare că între
medic și pacient s-a creat o legătură mai puternică și nu, din acest motiv n-a putut interveni telefonic la această emisiune. Mihaela, am emoții, n-am cuvinte, dacă... Ei, noi am rămas înainte să intre părintele protopop Marian Crainic la situația dinainte de 89, care, așa cum a spus și părintele Pașcă și părintele Tiberiu Vălean, nu a fost deloc ușor. Eu cred că înalt preasfințitul Iustinian Chira a fost tot timpul pregătit, pentru că el a trăit în această dimensiune a urmării cuvântului lui Hristos. Și prin rugăciuni, că era un mare rugător, a primit, dai voință ei putere, că așa se spune, a primit această putere care l-a întărit. Cred că era pregătit pentru orice, orice ei s-ar fi întâmplat, orice situație, ar fi știut cum să îi facă față. Și asta... Da, moarte aduce înviere și viață veșnică, spunea înalt preasfințitul Iustinian Chira, voi sta la poarta Raiului și voi aștepta să sosiți cu toții acolo. Părinte Vălean, cum traducem noi aceste cuvinte? Moartea aduce înviere și viață veșnică. Moartea biologică pe care o vedem în fiecare zi nu e o moarte reală, e o moarte reversibilă. Credința aceasta o avem pe baza credinței în învierea lui Hristos. Dacă a înviat Hristos, noi cu toții vom învia. Deci moartea aceasta este reversibilă. Și credem aceasta pentru că Hristos a înviat. Înaltul nostru ierarh era convins pe deplin de această realitate a credinței și n-a trăit decât pentru ea, pentru înviere. Era conștient că oamenii, când trec din acest plan de existență lumesc, se ridică la acel plan de existență dumnezeiesc și acolo, unde este poarta Raiului, poarta Iadului, Doamne ferește, acolo el se va posta la fel cum s-a postat și aici în poziția sa de conducător al bisericii, apărându-ne pe noi, pe fiecare, de ispitele pe care nu le-am putut purta, apărându-ne de vrăjmășiile lumii pe care o experiem în fiecare zi din viața noastră, ne-a apărat și ne va apăra și acolo în fața lui Dumnezeu, în fața îngerilor, la poartale Raiului, bineînțeles că ne va aștepta și era ferm convins că, de fapt, acolo va fi doar sfârșitul rolului său în mântuirea credincioșilor, care i-au fost încredințați lui de Dumnezeu. Cea mai mare calitate a înalt preasfințitului era dragostea de oameni și dragostea de Dumnezeu, bineînțeles. Și această iubire de Dumnezeu și iubire de oameni, de fapt, nu reflectă decât porunca cea mare a iubirii pe care ne-a lăsat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Să iubești pe Dumnezeu din toată puterea, iar pe aproapele ca pe tine însuți. Și atunci, în altul nostru ierarh Iustinian, n-a făcut decât să împlinească această mare poruncă a iubirii, cu sensibilitate, cu răbdare, cu tact. A făcut-o chiar în pofida unor vremuri care au fost potrivnice bisericii. Gândiți-vă cu cât drag și cu cât risc l-a primit pe evreul Nicolae Steinhardt, care s-a creștinat și avea nevoie de o crotire undeva într-o mănăstire pe care și-o dorea. A venit și fără ezitare l-a primit. Da, părinte Vălean, părinte Pașca, Mihaela, în legătură telefonică cu noi intră domnul Cornel Morar, fost prefect al județului Satu Mare, care urmărește emisiunea noastră și a ținut să facă câteva precizări legate de acel accident nefericit. Bună seara, domnule Morar! Alo! Da, domnul Morar, ne auziți? Da, eu vă aud. Bună seara! Eu vă aud. Bună seara! Da, vă rog să ne spuneți ce doreați să precizați. Domnul Morar, vă rog frumos să dați televizorul încet și ne auzim la telefon. Pe preasfințitul. Televizorul este dat încet. Acum, spuneți. Da.
Salut și pe cei prezenți, pe Părintele Pașca și Părintele Văleanu. Și vă mulțumesc că mi-ați permis să am această posibilitate să vorbesc în această emisiune. Am intervenit pentru a adăuga, legat de evenimentul din 2001, cu acel eveniment când s-a sfințit clopotul de pe strada Barițiu. Am fost inițiatorul împreună cu Părintele Cornel, care am pregătit acel clopot și l-am realizat la întreprinderea Unio Satu Mare. Și Preasfințitul a avut bunăvoință să vină să participe la sfințirea acestui obiect de cult. E adevărat, așa cum spunea și Părintele Pașca, înainte de evenimentul nefericit, totul s-a desfășurat ca într-o atmosferă dumnezeiască. Numai că în acel moment când s-a tras clopotul de cineva din spatele nostru, Preasfințitul a fost atins, așa cum zicea Părintele Pașca, de o bucată din acel clopot. Părintele Ionică Pop, într-adevăr, l-a luat în brațe și l-a dus la mașină și la spital l-am vizitat pe Preasfințitul, care mi-a spus următoarele. Este motivul pentru care am intervenit. Faceți în așa fel încât să nu aibă nimeni de suferit. Am înțeles exact ceea ce vrea să spună și așa a fost. Da, vă mulțumim. Da. Vă mulțumim foarte mult, domnule prefect, pentru această intervenție. Vă așteptăm în platoul Informația TV. Chiar v-aș fi rugat în continuare să mă invitați pentru a detalia despre acest lucru și despre marele om care a fost înalt preasfințitul. Sigur, într-o emisiune viitoare. Vă mulțumim, acum timpul ne presează. Vă mulțumim mult pentru această intervenție. Și eu vă mulțumesc că mi-ați permis. O seară plăcută. Da, a fost fostul prefect al județului Satu Mare, Cornel Morar, prezent, așa cum arăta Părintele Pașca, la acest eveniment martor, oarecum martor ocular la acest eveniment nefericit. Preasfințiile voastre, pentru noi, cei care nu suntem atât de apropiați de biserică, care nu cunoaștem ierarhia bisericii, spuneți-ne și nouă, care este diferența între înalt preasfințitul Justinian și înalt preasfințitul Justin Sighetean? Acum, eu fiind cel mai în vârstă, trebuie să vă spun că în vorbirile noastre dintre preoți avem niște cuvinte mai deosebite. Înalt preasfinția sa Justinian a primit acest titlu după ce Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a pus episcopia Maramureșului și Sătmarului din episcopie în arhiepiscopie. A ridicat-o cu o treaptă mai sus. După aia vine mitropolia. Mitropolia noastră este acum la Cluj. De aceea și episcopul locului, dacă până atunci a fost preasfințitul Justinian, episcop al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, după ce episcopia a primit titlul de arhiepiscopie și episcopul a primit titlul de arhiepiscop. De aceea noi, așa îi spunem, înalt preasfinția sa, preasfințitului Justinian. Iar
Pentru că mai avem un episcop în episcopia noastră. La început, când era episcopie, s-a numit arhiereu vicar, Iustin Sighetean. Acum, sigur că după ce episcopia a devenit arhiepiscopie, din arhiereu, sigur că noi l-am denumit preasfințitul episcop. Și apoi de aici înainte, după ceea ce vom trece probabil mai cu greutate la înmormântarea înalt preasfințitului Iustinian, numai Dumnezeu știe ce va fi. Dacă Sfântul Sinod va hotărâ ca preasfințitul Iustin să preia frâiele arhiepiscopiei, atunci se va numi înalt preasfințitul Iustin. Da, preasfințiile voastre... Dacă îmi dați voie și părintele, rog să-mi dea voie. Din punct de vedere administrativ, părintele Pașca a spus corect lucrurile, dar dacă am vorbit din punct de vedere haric, de fapt, între cei doi arhierei nu există nicio diferență din punct de vedere al harului. De fapt, amândoi sunt arhierei. Chiar și patriarhul bisericii este un arhiereu. Există trei trepte ale preoției în Biserica Ortodoxă. Arhiereu, preot, presbiter și diacon. Însă, din punct de vedere administrativ, unii au ranguri mai înalte sau mai puțin înalte. Ca titular al episcopiei, înalt preasfințitul avea titlul de înalt preasfințit arhiepiscop, iar ca locotenent, ca și mâna dreaptă a episcopului titular, este preasfințitul arhiereu vicar Iustin, care de fapt tot episcop este, tot arhiereu, are același har și aceeași putere și aceeași deplinătate a harului în ceea ce privește lucrarea bisericii în lume. Deci nu e o diferență, e doar o chestiune care țin de administrație și de ranguri în biserică. Da, preasfințiile voastre, Mihaela, în legătură telefonică directă cu noi se află preotul Ioan Iederan, parohia Lipău. Bună seara, părinte Iederan! Bună seara, bună seara! Da, părinte Iederan, aici în platoul Informația TV s-au spus foarte multe lucruri frumoase despre înalt preasfințitul Iustinian Chira. Ce ne puteți spune dumneavoastră? Cum l-ați cunoscut? Bună seara încă o dată și Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. Este foarte greu să vorbești despre un ierarh care te-a hirotonit și ți-a spus, mergând în lume, în numele lui Iisus Hristos, cum a spus chiar Iisus Hristos, apostolilor săi, mergând în lume, învățați toate neamurile. Acesta a fost înalt preasfințitul. Ne-a pregătit sufletește și duhovnicește, ne-a pregătit sub toate aspectele și ne-a trimis în lume. Ne-a trimis în lume să îmbrăcăm sufletele, să îmbrăcăm durerea și să alinăm durerea, să ștergem lacrimile prin cuvântul nostru și prin darul nostru ca preoți. Înalt preasfințitul, când l-am vizitat în 1973, eu am stat mulți ani în mănăstire și a fost foarte apropiat. A fost unul dintre duhovnicii mei și îmi amintesc când am plecat de la sâmbăta să-i cer un sfat la rochia. Am sosit târziu, noapte târziu, mai mulți frățiori așa, și am bătut la poartă și era stareți ca cele vremuri. A ieșit chiar starețul și a întrebat, ce vreți voi copii? I-a văzut că suntem tineri și a zis, părinte stareți, am vrea un cuvânt. Un cuvânt de întărire, un cuvânt prin care să știm să ne alegem drumul așa cum ar trebui să fie și mai cu seamă cum vede un duhovnic. Pentru că în preasfințitul a fost un duhovnic deosebit, un sfânt. Pe pământ noi nu avem televizor, adică merge televizorul, dar nu prindem astăzi, nu ce s-a întâmplat de vreo câteva zile, nu prindem. Să faceți reclamație la dar firma vreau care vă... Vreau să vă spun că ca un simplu călugăr a ieșit la poartă, în locul celui care ar fi trebuit să zic, un om de serviciu sau un călugăr de serviciu a ieșit și ne-a
băgat în trapeză și ne-a dat mâncare și a spus, acum vă veți culca, vă veți odihni și mâine dimineață ne vom trezi cu toții la rugăciune și pe rând veți veni și vă voi spune tot ceea ce e necesar pentru mine. Cu o simplitate și cu o dăruire extraordinară. Numai faptul că am prins câtva, când, înainte de a intra în direct, am prins câtva pe Părintele Pașca, parcă și pe Părintele Văleanu, dar și pe doamna Mihaela și pe dumneavoastră, doamnă, care acolo... Stela Cădar mă numesc eu, Părinte. Doamna Stela Cădar, da, așa. Felul cum ați vorbit determină un lucru. Că v-a îmbrăcat prin cuvântul lui și pe dumneavoastră, așa ca și, ca și ziariști, v-a îmbrăcat sufletul în adevăr, în credință, în dragoste. Și mai ales înalt preasfințitul era un patriot convins. El niciodată n-a dat la o parte acest cuvânt, pentru că era legat de neam, era legat de, de popor, de biserică, de durerile și necazurile acestor oameni. Nu uit niciodată când mi-a spus, măi fraților, măi copiii mei, mergând în lume învățați neamurile și botezați-i, dar aveți mare grijă și de copii, pentru că ei sunt cei care vin să moștenească pentru ceea ce ne-am luptat noi astăzi. Și n-a fost un lucru ușor și nu e un lucru ușor. Noi continuăm acest îndemn de a nobila sufletele copiilor prin toate mijloacele. A nobila sufletele și a-i determina să creadă că și puterea lui Dumnezeu și lucrul lui Dumnezeu îi ajută pe oameni și pe copii să fie mai înțelepți și mai buni și mai îngăduitori, să fim unii cu alții. În alt preasfințitul era de o simplitate teribilă. Mi-amintesc când a fost la Cluj prin 73, când a venit ca episcop, m-a invitat la masă. Mânca ca de obicei foarte, foarte așa, era un postitor desăvârșit. Și zice, hai să vezi acum că ai fost la mănăstire, te cunosc, să vezi în alt preasfințitul și la Cluj, ca și la mănăstire, avea același dormitor simplu, patul cu scânduri. Deci el a trăit cu adevărat călugărește, un sfânt cum îmi place mie, mi-a fost atât de drag și abia mă opresc din plâns. Mi-a fost drag, a fost bucuria și s-a rupt. S-a rupt așa, momentul acesta pe care îl trăiesc acum, nu-l pot împărți cu nimeni. Da, Părinte Iedăran a trăit în rugăciune și înconjurat de cărți, așa cum foarte frumos a spus colega mea, Mihaela Ghiță. În alt preasfințitul niciodată era neobosit în a citi. Și chiar dacă ai mers, întotdeauna a căutat să-ți dăruiască o carte. Dacă ți-ai spus durerea ta, tristețea ta, întotdeauna a găsit o carte scrisă de înalt preasfințitul, scrisă de oarecare scriitor bisericesc. Și a zis, Părinte, iată, hrănește-te și învață de aici. Niciodată, deci ca preoți, nu ne-am dus, ne-am mai plâns. Am înțeles că și Părintele Pașca, am zis acolo, noi am mai fost împreună și așa, de multe ori am judecat că nu suntem nedreptățiți în anumite situații, dar în alt preasfințitul cu vorba aia dulce, bunătatea cea interioară de părinte, de tată, îți spune atât de frumos, măi frățiorilor, aveți răbdare căci Dumnezeu are grijă de toată lumea, inclusiv de voi, care sunteți slujitorii lui. În alt preasfințitul, prin simplitatea și prin dragostea care a arătat-o, a fost înconjurat întotdeauna de atâta lume. Rar, asta e realitatea și vă o spun deschis. Nu știu câți dintre episcopii acestei țări sau în alt preasfințiți sau așa va fi sau sunt înconjurați cu atâta dragoste și cu atâta iubire cum a fost în alt preasfințitul Justinian. Dumneavoastră, ca și ziariști, știu că era o plăcere să mergi să iei un interviu în altul, pentru că întotdeauna vorbea la suflet, întotdeauna vorbea pe înțelesul tuturora, de la Opincă până la Vlădică. El era pentru toți și pentru toate, doamnă. Și asta mă determină să spun că plâng sufletește și trăiesc momente triste și dureroase, știind că mă voi duce la episcopie și nu va mai fi cel care a fost atât de bun și atât de înțelept.
Vă mulțumim. Eu mă rog la Dumnezeu, cel rog pe Iisus Hristos să-L ierte și să-L odihnească. Părinte Iederan, vă mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase. Vă așteptăm în platoul Informația TV. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul să-mi exprim tristețea și durerea momentului și a vieții pe care o trăiesc, despărțindu-ne de înalt preasfințitul Iustinian. Doamne, ajută-vă și să vă întărească Dumnezeu pe toți și să puneți în sufletele dumneavoastră întotdeauna icoana preasfinției sale, acel chip minunat, acel chip frumos, faceți din acel chip o icoană pentru suflet și veți vedea câte bucurii veți avea în viață știind că aici, în suflet, în inimă, există un om sfânt cu care am trăit și ne-am bucurat împreună pe pământ. Doamne ajută! Vă mulțumim, vă mulțumim mult, Părinte Iederan. A fost preotul Iederan de la Lipou, parohia Lipou. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Mărturisesc că nu știu ce să vă mai întreb și aș vrea să vă las pe dumneavoastră să faceți această încheiere, să spuneți ce credeți, maestră, de cuvință pe fiecare în parte. Mihaela, aș începe de data asta cu tine. Păi am să încep, am să termin tot așa cum am început. Că, uite, am avut în fața noastră un om simplu la vorbă și la port și că a mărturisit de plin ceea ce crezul lui, crezul și faptul că l-a urmat pe Iisus Hristos în toate, așa cum a cerut Evanghelia. Aici am în față ceea ce spunea dumnealui vis-a-vis de mândrie și spunea că mândria a fost totdeauna străină de mine, întotdeauna, pentru că tot ce am făcut, am făcut cu ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru tot ce am făcut pozitiv, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu. Greșelile pe care le facem sunt ale noastre personale, greșelile. Dar realizările sunt darul lui Dumnezeu. De aceea niciodată nu pot concepe să mă mândresc. Nu consider că am cu ce să mă mândresc. Tot ceea ce am făcut, am făcut cu puterea lui Dumnezeu. Da. Ce am putea să spunem mai mult? Părinte Valian? Ce aș putea să spun? Sunt atâtea lucruri care, de fapt, nici nu se mai pot spune, că nu avem timp. Sunt sute și mii de evenimente trăite de înalt preasfințitul. Noi am participat la ele, la unele. A fost un om providențial pentru noi, pentru toți, pentru biserică mai ales. Dumnezeu, prin asemenea oameni, lucrează mântuirea în lume. Și Dumnezeu poartă de grijă bisericii tot prin asemenea oameni. Dacă observați în tot ceea ce se întâmplă astăzi, în zilele noastre, cu biserica, cu societatea, până la urmă, haideți să tragem concluzia cea adevărată și să spunem că biserica, până la urmă, e instituția cu cea mai mare stabilitate din societatea noastră. Biserica, datorită unor asemenea personalități, cum a fost înalt preasfințitul Iustinian. El, un om providențial care, până la urmă, cu rugăciunile lui, cu sfaturile lui, cu darurile pe care le-a avut, ne-a condus pe noi până aici. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne trimită pe cineva la aceeași înălțime duhovnicească, cum a avut-o în alt preasfinția sa. Sunt convins că Dumnezeu va face asta, că niciodată Dumnezeu nu ne lasă părăsiți, nu ne lasă orfani. Îi ia pe cei care sunt mai buni, mai iubitori, îi ia la el ca să-i fericească în împărăția sa, iar nouă ne va purta de grijă și mai mult de acolo din cer, ca mijlocitor, rugător înaintea lui Dumnezeu. Altfel, noi trebuie să ne facem datoria așa cum ne-a învățat în alt preasfințitul Iustinian, așa cum ne-a fost mereu educatorul și rugătorul nostru. Părinte Pașca, vă rog să faceți încheierea acestei emisiuni. Acum, în încheiere, îmi trece prin minte o frumoasă întrebare. Ce vă aduceți aminte cu drag de întâlnirile pe care le-ați avut cu preasfințitul, cu un alt preasfințitul Iustinian?
Și mi-aduc aminte cu drag de anul 1974, când eram elev seminarist la seminarul teologic din Curtea de Argeș, acolo unde ne-a vizitat preasfințitul Iustinian. Și ne-a zis: frățiori, voi sunteți frățiorii mei dacă mă ascultați ce vă spun eu. Și aveam atunci o mică formație instrumentală. Eu cântam la vioară, altul la trompetă, altul la tobe și a avut curajul să ne adune și ne-a pus să cântăm. Și ne-a zis așa: vă felicit, dar după ce veți fi preoți, cântați poporului din suflet, nu din instrument. Apoi mi-aduc aminte de data de 11 august 1991, când preasfințitul Iustinian a făcut o slujbă arhierească în parohia Gelu, unde eram atunci preot. Și când m-a decorat și mi-a dat brâu roșu. În iunie 1999, preasfințitul Iustinian a sfințit piatra de temelie și locul unde se va ridica în ani biserica Sfântul Apostol Andrei din satul Mare. Atunci iar m-a decorat și mi-a dat Sfânta Cruce. Iar în anul 2003, când a venit înalt preasfințitul Iustinian și a sfințit biserica Sfântul Apostol Andrei cu sfinte moaște, atunci m-a decorat cu crucea patriarhală. Iar în 2005, același înalt preasfințit Iustinian a venit din nou să resfințească biserica Sfântul Apostol Andrei, după ce s-a terminat și pictura bisericească. Iată cum preotul Pașca a trăit, a muncit și a desfășurat activitatea, misiunea preoțească sub oblăduirea înalt preasfințitului Iustinian, pentru care spun din suflet: Doamne, iartă-l dacă a greșit, odihnește-l și primește sufletul în rai, acolo după cum a avut dreapta credință. Dumnezeu să-l odihnească. Mihaela, preasfințirile voastre, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm cu alte ocazii, ocazii mai plăcute. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Informația TV.